Bună dimineața, este ziua 3 de Vlogmas și eu sunt într-o întârziere, deja este ora 9, la ora 10 am programare la ortodont, așa, și bebe încă doarme, eu nu sunt pregătită, am dormit și eu cu el acolo, deci o să fie un haos total, sper să ajung. Și în plus mai este și un fel de piață acolo, tocmai în zona unde trebuie să ajung eu și nu o să pot să parchez acolo și că trebuie să parchez la o grămadă de metri distanță de ortodont. Super! Mă duc să mă pregătesc și când se trezește bebe, l-am tot împachetat și am plecat. Sunt într-un lift minuscul. Abia am încăput aici cu căruciorul. Am ajuns acasă și vreau să fac varză călită. Am o varză de săptămâna trecută și am vrut să fac supă de varză și n-am mai făcut supă de varză și am zis că acum gata, fac o varză călită. De fapt o varză la Cluj. Aia din aia ce pui în cuptor, așa-i? Da. O varză Cluj vreau să fac. Titi! Asta micul meu umblă peste tot și ce freză mi-a tras rapid pentru că mă enervează părul în față. Și haideți să vă arăt cum tau eu varza! Uite așa tau eu varza și tau foarte, foarte repede cu un cuțit de tăiat pâine. Cu acest cuțit ascuțit de numai. Sincer, se cam mișcă, să zic așa, și tot spre degete se mișcă, așa că eu varza și cam tot ce e așa un pic mai tare, coaja unui fruct, legume sau așa mai departe, eu folosesc cuțitul de pâine, intră zimții în acel fruct, legume sau ce am eu de tăiat și așa coaja mai tare, automat are stabilitate și nu alunecă în degete, pentru că eu am o grămadă de tăieturi, nu numai de la cuțit și de la tot fel de conserve. Am avut eu niște situații oribile. Na, în fine. Bun, așa e tau eu varza. Pofticioșii și cei care țin post, îi rog să nu se uite, am făcut aici o varză călită cu niște afumătură. Abia aștept să mănânc. Vreau, adică varză călită o să fie varză la Cluj și nu știu, cred că se mai pune și orez. Nu sunt sigură, n-am făcut prea des așa ceva și am tăiat prea mare varza, dar e ok, nu e nicio problemă, o să pun la cuptor, se va mai muia și a fi beton, beton a fi. Și înainte să merg să fac baie, vreau să mă spăl de păcate. Vreau să vă arăt ce se află sub portița cu numărul 3. Și din nou, puneți pauză, scrieți-mi în comentarii mai jos. Haideți să vă arăt. Au! Ta-da! Sunt 3 păsări. Drăguțe, abia aștept ziua de mâine,
Mâine va fi aici, sus, pe acoperișul bisericii. Și sunt tare curioasă să văd ce se află acolo. Eu bănuiesc că ar fi o pasăre, o steluță, deci ceva acolo, pasăre sau steluță. Mă duc să fac baie. Siguranță nu o să mai cumpăr această sare de baie de la Isana, pentru că ați văzut, este mult prea galbenă apa și arată ca și cum ar fi pipi pe zăpadă. Deci să nu mâncați niciodată zăpadă galbenă. Bun, aceasta a fost ziua 3 de Vlogmas, sper că v-a plăcut și ne vedem mâine. Să aveți o zi frumoasă și plină de întâmplări pozitive. Vă pup! Ciao!